2 martie, pe străzile din municipiu, polițiștii de la rutieră au reușit să le aducă zâmbetul pe buze atât participantelor la trafic, cât și a celor care erau în postura de pieton. Zeci de giurgiuvenci au primit din partea oamenilor legii, flori și cele mai bune gânduri cu ocazia zilei de 8 martie. Acțiunea devenită deja tradiție s-a desfășurat duminică atât în municipiu cât și în județ. Ca poliția rutieră Giurgiu v-a oprit să vă muneze o floare pentru Ziua Internațională a Femeii și vă urează drum bun și fără evenimente rutiere. Cum vi se pare acest gest? Foarte frumos din partea domnilor polițiști, mulțumim mult de tot. V-a speriat așa când v-a oprit? Nu, mă așteptam, că am văzut multă lume în stradă și e o activitate care o desfășoară fiecare an poliția municipiului Giurgiu. Un gest foarte frumos, nemaipomenit de frumos. Mulțumesc mult! La mulți ani și multă sănătate și dumneavoastră, multă putere de muncă! V-ați speria când v-a oprit așa? Nu, că sunt regulamentar, observați că am centura, nu m-am speriat. Toate gândurile bune din partea noastră, săptămânile. Soțiilor și iubitelor la fel, le doresc o primăvară minunată. V-ați speriat când ați văzut că v-a oprit? Nu, mă așteptam, e deja un obicei. Poliția română să ofere flori tuturor doamnelor și domnișoarelor. Din partea poliției rutiere, ura de la mulți ani. Să aveți o zi de 8 martie frumoasă și o primăvară și un an frumos. Mulțumesc frumos, să zic. Poliția rutieră vă urează o primăvară plăcută, vă urează la mulți ani. Mulțumesc. Cum vi se pare acest gest? Foarte frumos, foarte frumos, mă bucur. Mai mi-a luat soțul, dar mă bucur pentru băieți. Se mai gândește și la noi cineva. Indiferent că purtau centura de siguranță sau nu, doamnele și domnișoarele au fost iertate de nerespectarea regulilor de circulație și au avut parte de o atmosferă deosebită oferită de oamenii legii. Astăzi de 8 martie, o zi deosebită, în special pentru doamne și domnișoare, poliția rutieră a ținut să le transmită toate gândurile bune, să le ofere o floare, să le transmită la mulți ani, să le ureze tot ce e mai frumos pentru doamne și domnișoare, pentru că merită cu ocazia acestei zile frumoase. Am oferit în trafic șoferițe, am oferit flori, am oferit nu numai la șoferițe, și la pietoni, la doamne și domnișoare, și la însoțitoarele din autoturisme, să creăm o atmosferă frumoasă pentru această zi deosebită. Acțiunea polițiștilor de la rutieră s-a desfășurat în colaborare cu o companie de produse cosmetice. Astfel, doamnele și domnișoarele s-au putut bucura de un mic cadou și din partea firmei de produse cosmetice.